Duminică 14 ianuarie 2018 mă aflu în localitatea Adunații Copăceni, unde am participat la festivitatea de premiere a acestui club, aferent anului 2017. Clubul este afiliat la FCPR. Acum, în deosebită plăcere, să stau de vorbă cu un crescător tânăr. Bună ziua! Bună ziua! Dar... Așa, Constantin. Da? Și activez în cadrul clubului Copăceni. Sport de 3 ani. Relativ curând, nu? Da, da. Și cum e? Cum mi se pare? Sportul columbofil e dificil? A început să-mi placă. A început să-ți placă, nu? Ai început direct cu voiajării sau cu... Ai trecut și prin ornament, prin... Am avut porumbele când am fost mic, am avut diferite rase. Mi-aduc aminte cu plăcere că veneam de la școală în Cam Ghiozdanu și stăteam în cotez cu porumbii. Pasiunea o moștenești de la cineva, din familie? Nu. Nu? Am descoperit-o așa. Da. După care am... Tatăl meu a renunțat la porumbii și m-am reapucat din 2008. Cu porumbei. Ai plecat cu porumbei tatălui, să zic așa? Începutul am a fost? Am început să... Totul a plecat de la o mică povestioare. Am fost la vărul meu și aveam un porumbel alb. Îi tăiase aripile pentru băiatul lui. Eu când l-am văzut, i-am zis că nu e adevărat. Cum să să-l mă celerești un porumbel așa? L-am luat și de la acel porumbel alb am început cu alți porumbeli. A plecat tot, da, nu? Da, a plecat tot. Să-i zbor am început din 2014. Primele tale păsări ca și origine, cu pedigree și astea, de unde provin? Primele mele păsări provine de la Constantin Macer, care sunt și coleg cu el. De la Mihăiță Constantin, Oprea Iulian. Am încercat să adun porumbei din zona mea, ca să spun așa. Cu Mihai am fost și coleg de cartier, că am crescut împreună. Da, am înțeles. Și sperăm să... După cum se vedeam... Hai luat ce? După cu viteza. Hai luat cu viteza, nu? Sper să mă orientez la o categorie. Câți porumbei crești în prezent? Ai mulți? Acum am cam mulți. Am 130, dar în viitor vreau să mă limitez la 100, cu tot, cu pui, cu matcă, cu zburători. Pentru că cu cât ai... Consider că cu cât ai mai puțin coadă, poți să le acorzi o atenție mai multă. Într-adevăr. Și tot ce le trebuie. Referitor la hrană, la... suplimente și atenție. Stai mult în mijlocul lor, în timpul sezonului? Din cauza serviciului, cam două ore, două, trei ore le aloc. Izbor natural, văduvie? Natural. Natural, nu? Natural, nu am încă... Cum să spun? N-am hotărât pe ce să zbor așa. Și... Îi reușești să-i menții în formă tot timpul sezonului de concursuri? Încerc. Știi cum e, că la natura se mai pierde un cuplu, unul din cuplu... Încerc, se mai pierd, mai... Scoți din ei? Pui, lași femeile să scoată tot timpul sezonului ouă? Să ouă în continuu? Să-și urmeze ciclul normal, de exemplu? Îi las, da. Îi las, nu? Îi las. Mai le pun și o false. Depinde de concurs, depinde de ce etapă urmează. Da. Primăvara, când îți faci perechile de matcă, de exemplu, după ce criterii te ghidezi? Urmărești pedigree, cum arată la mână, compensații fizice? Pedigree și rezultate. Până acum i-am lăsat pe ei să se împerecheze cu, din dragoste. Da, înțeleg. O să încerc să opresc și din zburător cu ei, fac un test. La consanguinizări până acum ai apelat sau nu? Acum, anul ăsta o să încerc treaba asta. Care ar fi mentorii tăi columbofile, așa să zic? De la persoanele de la care, pe care le apreciez, de la care consider că ai ceva de învățat sau... Mihaiță Constantin. Da? Da, Mihaiță e un băiat deosebit, într-adevăr. Și dacă o să te și prieteni și colegi de viață... Colegi de cartier. De cartier. Ai multe lucruri de învățat de la Mihai. Da. El e un tip care a crescut foarte mult în ultimii ani, a ajuns olimpic. Da. Poate și e... îl apreciez, pentru că... Și poți să-l și întrebi, eu cred, eu că nu te-ar refuza Mihai. Până acum am mers pe mâna lui, adică am mers cu toată încrederea, am mers la el. Și Marcel Constantin mi-a oferit niște porumbei care sunt ok, sunt pe plan, am rezultate cu ei, o să încerc și la fund, maraton, distanțe mai mari. Te ocupi singur de porumbei? Da. Cineva din familie? Mai ajută și soția, când nu sunt acasă, le mai dă mâncare. Îi mulțumesc că mă înțelege. La început a fost reticent, acum văd că s-au mai obișnuit. Probabil că vede câtă pasiune pe tine, cu, da, nu? Da, orice om consider că trebuie să aibă un hobby. Așa e, și să ai un hobby plăcut, nu? Îmi frânește sufletul treaba asta. Așa e. Suntem foarte stresați, tot alergăm,
dintr-o parte în alta și ăsta e un moment de liniște. Așa e. Îți încarci bateriile când intri la ei, nu? Uiți de tot, de toate necazurile, de toate problemele. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu tine. Da? Timpul e principal. Cine știe, poate o să ai parte de un job mai lejer, să zic, sau să ai un colaborator pe perioada sezonului de concursuri care să te mai ajute. M-am mutat în comuna Bercin, sunt doar eu cu soția. N-ai reușit să faci prieteni acolo încă, nu? Nu sunt prieteni columbofili, ca să spun așa. Pentru că trebuie un om care iubește păsările. Da, așa e. Și plus că încerc să-mi fac o căsuță și asta mă cam distrage de la treaba. Nu mă pot dedica tot timpul lor, da. Mie îmi place de tine, cum arăți, cum gândești, să știi, inclusiv columbofil. Sunt convins că o să urci pe scara asta valorică. Da, consider că trebuie urcată treaptă cu treaptă, pentru că să ajungi în vârf este poate ușor și cu noroc, dar cel mai greu este să te menții, într-adevăr. Și anul ăsta, în 2018, îmi doresc mai mult decât în 2017 și ușor să ajung la măcar pe urmele lui Mihai sau nu știu. Dumnezeu să te ajute! Și eu îți mulțumesc. Am văzut că ai puțin emoții, dar nu trebuie, pentru că am discutat de pasiunea noastră comună, da, de porumbei, nu? Da. Bine, îți mulțumesc mult, Conor. Mulțumesc. Cu stimă, numai bine.